Aveți nevoie pentru preparatul meu, în primul rând, de aceste, să spun așa, crochete. Da, nu sunt chiar crochete, sunt niște plăcuțe dintr-un aluat de pâine foarte, foarte crocante. Mai aveți nevoie de roșii sherry. Sigur că da, strugurii albi care completează gustul brânzeturilor foarte bine. Trei tipuri de brânzeturi, o brânză tartinabilă cu un gust neutru. Mai aveți nevoie de o brânză telemea pe care am să o tai în cubulețe foarte mici, dar și de un schweizer pentru un gust specific de nucă. Ca și verdețuri, voi folosi menta, nelipsita mentă, pentru că aceasta dă prospețime, multă prospețime preparatului, iar pentru un gust ușor mai intens, un pic de cepșoară. Procedura este cât se poate de simplă. Am să așez toate aceste ingrediente frumos tăiate și foarte frumos aranjate în straturi între aceste plăcuțe din aluat foarte crocant. Apoi decorez cu mentă și în final am să adaug și niște stamine din chili. Asta pentru a le da un aspect cât mai... Sigur că da, stamine sunt. Pentru a le da un aspect cât mai interesant. Așadar, eu o să mă apuc de treabă. Băieți? Mulțumim!